Nu mă așteptam, adică ce îndoream la început, spuneam, domne, 10-12 puncte la finalul sezonului regulat, adică 5-6 puncte ca să fim siguri de campionat. Atunci când ești cu 5-6 puncte jumătăți, adică 5 puncte ai bătut sau îi faci un meci egal, un meci direct, adică nu mai... E cam imposibil să mai poate să ajungă cineva. Nu mă așteptam, dar e bine. Putea să fie și mai bine, dacă nu... Normal, adică am avut încă 11 metri inventat cu ăla, am mai avut nu știu ce... Golul cu CFR? Da, am mai avut, înțelegi? Golul anulat iar cu CFR, deci 2 puncte, minus 1 la I3, deci 14 avea. Plus cu OUTA încă cu tare, plus cu încă vreo 4, deci trebuia să fie 8, 17, 18 puncte, pe dreptate. E bine și așa, o să le mai mărim, valoare echipa, face Dumnezeu. Se încurcă și rivalele, CFR-ul la șef și Rapidul la seară. Face Dumnezeu dreptate. Adică așa trebuia să fie. Mai scăpați titlul anul ăsta? Păi dar n-ai cum să-l mai scapi, pentru că dacă ai 10-11 puncte, jumătate de 5, dar aici nu-i vorba numai de punctele diferențe, e vorba de valoare echipei. Eu am întâlnit echipa, am adus încă 2 jucători valoroși. Poate mai aduc un atacant. Chiar dacă nu duc un aduc un atacant, revine Tavi Popescu, e Luis Felipe care poate juca și el atacant. E și ăla care... Al-Hassan. Care el mijlocul acolo întărește mijlocul. E și Alexandru care acum l-am descoperit, care se pare că e mai bun ca șut. Ați reziliat ceva până azi? N-am reziliat, o să fie 3 jucători care nu pleacă în cantonament. Asta cine? E... Cine sunt cei 3? Rotariu? Rotariu, Djokovic și cu Gane. Păi cu Djokovic aveți? Nu intră în vederile noastre. Nu mai să-ți găsească echipă. Nu mai intră. Și dacă îl vrea Fereu, să zicem, sau Craiova, sau Rapid, auzi, dați? Eu nu sunt ca unul prieten care sunt și care e patron. Eu îl vroiam pe un jucător și el îi dea 500, a cerut 2 milioane jumate și până la dat împrumut. Cum să cer 2 milioane jumate pe un jucător care tu îl dai împrumut? Și acum nu joacă nici acolo unde l-a dat. Pe la Cluj sau nu știu, înțelegi? Cu Cluj. Păi bă, dacă eu nu îl vreau, ia mă 500 de mii pe el. Doamne, 2 milioane jumate, păi tu îl dai împrumut, mă, cum îți dai 2 milioane? Nu, tu îți dai seama. Dar despre cine vorba? Despre cine vorba? Da, e un prieten al meu din fotbal, patron. Nu, dar ce jucător? Câmpanu, mă. Da. Și eu vreau, da, domnule, 2 milioane, cu 2 milioane jumate, mă. Îți dau 500 de mii. A, păi nu, domnule. Și mă l-a dat împrumut. Păi cu asta, da. E cum să-l dai împrumut, dacă face 2 milioane jumate. Tu îți dai seama. Și nu joacă aici acolo, nu? Bă, eu dacă nu vreau un jucător, hă? Bă, și-o tapel, Rotaru? Nu, deci nu, că joc. Adică, băi, tu îți dai seama, adică eu spun un prieten de-al meu și el ceva certat cu Rotaru, băi, tu îți dai seama ce întrebări pun. Nu, da, Djokovic, până la urmă, dacă îl vrea CFR-ul sau, nu știu, Rapidul, da? Păi dacă îl vrea și cine o vrea și Dinamo. CSA dacă îl vrea și Dinamo și Rapid și oricine, eu când nu vreau un jucător, îl dau, nu contează cine le-a. Când am vrut pe Oaida și pe Cristea, am ținut cont, duceți-vă la Rapid. Care-i treaba? Păi și dacă se întăresc cu Djokovic? Auzi, eu când nu vreau un jucător, nu mai vreau și gata, nu contează cine le-a. Pentru companie mai e ceva, ofertă, știți ceva? A scăzut prețul. Da, 500 de mii. De Rareș Pop v-ați interesat de la UTA? De unde, mă, ce știu de Rareș Pop, pe Barnam, cine este, mă? Nu știu, de la UTA. Dar Barnam, de unde, dacă nu știu? Pentru că nu știu, am auzit... Nu neapoasă direct. Păi, dar nu știu cine e, de unde, dacă nu știu... Domnule, Barnam, cine era Rareș Pop, mă? Domnul Becali, vă temeți că și la anul arbitrajele vor fi tot la fel? Sau mai rău, poate? Nu. Nu mă tem, știi de ce nu mă tem? Că, adică, după ce a făcut Vasara și conferința aia și cu tare, m-am temut, am zis, băi, nu se poate, adică... Dar după aia, dacă era să fie ceva concentrat, adică... Acționa și următorul meci cu ăstea, cu Iași. Da. Și nu mă tem, pentru că bă, dacă dai golul, ce se mai poate să-ți facă? Dacă dai golul, cu CFR-ul. O scoate odată. Mai dai altul. Poți să-i faci lui Dumnezeu, când Dumnezeu face dreptate. Îți dă un miliard Dumnezeu de miliarde de goluri. Că e Dumnezeu. Face dreptate și gata. Ce? N-ai văzut cum s-a făcut dreptatea?
chiar cuțitul lor pe care l-au băgat, cuțitul cu ăla s-au înfipt în ei. Tot adică tot pe offside. Că s-a tras linie, nu s-a tras linie. Nu vezi cum face Dumnezeu dreptatea? Ca să se vadă. Așa face Dumnezeu dreptatea. Au anunțat întăririle și domnul Șucu și domnul Varga pentru ce urmează. Băi, e normal să întărească. Dacă rămân așa, ei se întăresc acum că pierd locul 2. Băi, am zis să nu mai fac glume și nu pot să mă abțin, de aia nu vreau să o fac. Înțelegi? Când fac ce fac, mă mândresc. Nu pot să mă abțin de trufie. Dar oricum ar fi, Dumnezeu știe că eu mai rând mai glumesc cu voi. Dar ei tot pe locul 2 se vorbate. Adică ei se întăresc, dar pentru locul 2. Bine, locul 2 se întărește CFR cu Craiova. Părerea mea, Rapidul, ei să se întărească ca să fie în play-off. Altfel, s-ar putea să nu jucăm în Giulești la anul. Chiar credeți că nu prin play-off-ul? Bă, s-ar putea să nu jucăm în Giulești la anul. O să vedem. Eu nu cred că jucăm în Giulești. A spus că mai vreți un atacant, știți pe cine sau îl căutați? Pe ce, mă, ce un punct, ce? Păi, da, ce nu, un... da, mă gândesc că au făcut investiții. Pe ce investi, care sunt, pe ce, care, ce? Au bătut FCSB. Ce au bătut? Nu te văd aici, aia a fost bătaie. I-am năucit, a dat la un gol, papoare, are momente din astea când face câte o fază extraordinară. A făcut ăla o fază extraordinară, a dat un gol, la revedere, punct. Ce altceva au mai fost? Ce să... Păi nu mai bătut 6-7 minute. Dar nu mă interesează. Băi, eu spun părerea mea, da, nu analizez Rapid. Eu am spus părerea și atâta. Nu mă puneți să fac analiza Rapidului. Puneți-mă să spun părerea. Îmi fac analiza la alte echipe. Eu spun că dacă ei nu fac ce să ia, ce să facă. Eu spun că anul ăsta FCSB și după aia locuri multe libere. Și după aia locul 2 se bate CFR-ul cu Craiova. Așa cred. Locul 3 după aia nu știu eu, că nu sunt eu. Ca... Eu ce văd mai grosier, mai gros, lucrurile mai fine, ce se întâmplă, adică că locul 3, 4, 5, alea e chestie de finețe, nu știu. Dar ce văd că e mai gros, care se vede că e mai... Adică e locul 2 sau 3, iar UCFR și astea sunt 3 echipe. Locul 1, 2, 3. Locul 1, FCSB, care nu mai are treabă cu ele. Și locul 2 și 3 e al CFR-ul și al Craiova. Așa cred eu. Nu e niciun fel de brâns, niciun fel de desconsiderare. Așa cred eu. Nu? Treaba lor ce face Rapid să întărească. Nu? Păi Jumal, îl aduceți înapoi iarna aceasta? Păi cum să-l aduc? Păi dar are ca un contract, mă. Păi are contract. Cum să-l aduc dacă are contract? Am mai zis de un atacant. Știți pe cine? Sau nu este 100%. Și să spun de ce. O să încercăm să jucăm așa, că mai e timp. Și dacă se leagă echipa așa, nu mai luăm. Dar avem timp de transferuri. În ianuarie încep 20 ani, încep, vedem câteva meciuri, vedem, nu luăm un atacant de careu. Dacă nu, Luis Felipe, dacă poate Luis Felipe în dreapta joacă o băluță, că ăla poate să joace orice, ăla îl pui, dacă e și fundaș, îl pui, joacă. Cu fundașul dreapta mai e ceva? Am făcut o ofertă, dacă acceptă, e bine. Dacă nu acceptă, da, îl luăm în vară. Jucătorii Under 21 mai vreți să luați? Acum sunt doar Tavi și Pantea care pot fi titulari. Păi ce-mi trebuie, mă? Eu vorbesc de campionat și el vorbește de U21. Tu dai seama? Merde de U21 mie? Băi, eu vreau să iau campionatul, mă interesează nici U21, nici U27, nici U700. Atâta mă interesează campionatul.